Prima mea invitată de astăzi este medicul obstetrician ginecolog Victoria Grejdean-Vălăceai. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, bine v-am regăsit! Da, ați revenit astăzi la noi aici în studio și o să vorbim despre sarcină. O să o luăm așa frumos pe trimestre și o să vedem care sunt riscurile și provocările și schimbările, de fapt, fiziologice prin care trece femeia în această perioadă. Haideți să vorbim despre primul trimestru, care este și cel mai riscant. De obicei, femeile țin această informație pentru ele, este secret, pentru că ele nu știu exact cum va decurge sarcina, dacă va fi una reușită, dacă va fi totul bine. Ce provocări mai sunt la această etapă? Bine, sarcina în general este o provocare. Noi o considerăm provocarea vieții unei femei. Contează foarte mult ca să ducem sarcina respectivă până la bun sfârșit, cu un rezultat frumos. Și în acest motiv trebuie să facem niște pași, corecții în primul trimestru de sarcină, al doilea și al treilea. În primul trimestru de sarcină, sigur, există riscul de a pierde sarcina, după cum ați menționat, și atunci pacienta ar trebui să fie ghidată de la bun început de către un medic ginecolog, în așa fel încât să intervină la timp. Și timpul este factorul cheie în rezolvarea unei sarcini de succes. Dacă intervenim la timp, atunci avem rezultate frumoase. Deci, exceptând sângerările, care sunt cele mai caracteristice și este considerat ca o provocare pentru primul trimestru de sarcină, când s-ar putea finaliza cu un avort spontan, o altă provocare ar putea fi așa numită toxicoză, cum se spune popular, da, în societate. Grețurile și respectiv voma, care contribuie la o fatigabilitate sporită, la pierderea capacității de muncă și câteodată chiar și indicații pentru spitalizare. Totodată, unele pacienti în primul trimestru de sarcină mai denotă și hipersalivație. Salivează continuu și asta le creează un disconfort, poate și un complex câteodată, dar ele trebuie să cunoască până la 13 săptămâni lucrul ăsta se manifestă, ulterior dispare de la sine. O altă provocare este cum facem față somnului. Este o situație care apare imediat ce testul de sarcină este pozitiv. De multe ori ăsta ar fi unul dintre criteriile care se sesizează în cuplu că ceva se schimbă, neștiind inițial, de exemplu, că pacienta respectivă este însărcinată. Gen, pacienta era foarte activă și la un moment dat pacienta începe să devină foarte, foarte pasivă, somnolentă, ceea ce nu prea este caracteristic. În condiția respectivă ar trebui să fac un test de sarcină și sigur va fi pozitiv, pentru că starea de somnolență este sub influența unui hormon, hormonul progesteron, care este protectorul sarcinii și se manifestă pe tot parcursul sarcinii. Și evident, micțiile frecvente este o altă provocare. Este specifică pentru primul trimestru de sarcină în special și evident deja începând cu trimestrul 3, atunci când uterul compresează supravezicii urinare, tot avem micții frecvente, dar totuși micțiile acestea sunt mai caracteristice pentru primul trimestru de sarcină. De multe ori pacientele merg la medicul urolog sau la medicul de familie pentru a rezolva o așa numită cistită, dar de fapt este primul semn care indică că acolo urmează o sarcină să apară. Deci poate fi un indicator că trebuie, sigur, să faci un test. Totuși, haideți să vedem despre starea asta de toxicoză. Cum este legată ea de transformările hormonale care au loc? Pentru că presupun că asta, de fapt, ar fi legătura, da? Adică trecem prin toate aceste transformări și organismul își manifestă în felul ăsta, sau nu neapărat? Nu neapărat. Toxicoza este caracteristică anumitor paciente însărcinate. Unele femei gravide nu au toxicoză și mai există mitul ăsta că dacă ai toxicoză, înseamnă că o să fie fată, dacă nu ai toxicoză, înseamnă că o să fie băiat. În general, noi discutăm despre niște modificări metabolice. Deci, toxicoza este determinată de niște modificări care au loc la nivelul sistemului gastrointestinal, care contribuie ulterior la apariția unui sindrom de intoxicație generalizată în organismul unei femei și automat, sigur, dă de știre. Atunci când noi suntem intoxicate, sigur că apare greața, voma și, evident, este obligatoriu ca pacienta să dea și niște investigații de laborator ca să apreciem gradul de afectare și dacă este nevoie de un tratament sau nu.
Sunt curioasă, cum am putea să explicăm toate aceste schimbări de felul în care reacționăm la anumite mirosuri, adică dacă înainte, în cazul meu, de exemplu, mie îmi place cafeaua, da? În primul trimestru nu puteam să suport mirosul de cafea, ceea ce mi se părea extrem de ciudat. Uh-huh. Și alte mirosuri care, din potrivă, pot să-ți placă, deși de obicei îți par ciudate. Cum se explică? Iarăși, noi vorbim despre niște modificări sub influența hormonului progesteron, pe de o parte, dar și modificări caracteristice pentru sistemul endocrin în parte în timpul sarcinii. În timpul sarcinii, sistemul endocrin suferă modificări la nivelul hipofizei și în hipofize sunt situați, de fapt, cei mai importanți centri de reglare, genul centru de reglare termică, oftalmică, etc. Astfel, apărând modificări la nivel de hipofiză, apar, evident, și modificări în ceea ce privește simțurile noastre. Este vreo metodă să ameliorăm aceste simptome și ce putem face ca să trecem mai ușor de această stare? Nu putem face nimic, doar trebuie să avem răbdare. Ele sunt mai specifice pentru primul trimestru de sarcină. De obicei, în al doilea deja dispar. În al doilea trimestru de sarcină ele dispar. Dar exact în cazul în care în al doilea trimestru totuși continuă această stare, ar fi un indicator că ceva e neregulă? Nu, este caracteristic pentru sarcină, doar că mai puține paciente manifestă lucrul ăsta în trimestrul 2-3 de sarcină. În cazul în care ele persistă și iarăși creează un disconfort foarte mare, există o ușoară medicație plus metodele de fizioterapie sunt eficiente. Dar iarăși discutăm despre o situație care se asociază cu o stare foarte gravă a unei paciente, în mod normal se rezolvă fiziologic și dispar la un termen de sarcină. Noi așa am trecut ușor la trimestrul 2 și aș vrea să vedem, iată, în această perioadă, care sunt de obicei, care pot să fie afecțiunile care apar. În cazul meu, ăsta a fost trimestrul cel mai ușor plăcut, pentru că nici burtica încă nu e așa de mare, încă te poți mișca, deja ai trecut de starea asta de somnolență, de moleșeala din primul trimestru și cumva m-am simțit mai bine. În cazul dumneavoastră, ce ați observat? Cum sunt pacientii? Da, bine, toate știința spune lucrul ăsta și noi observăm pe pacientele noastre că toate complicațiile apar începând cu trimestrul 2 de sarcină, dar în mare parte după 20 de săptămâni de sarcină, pentru că are loc creșterea volumului de sânge circulant și cu asta se asociază anumite modificări mai vizibile în organismul unei femei. Noi vorbim și despre un adaos în greutate mai exagerat, plus o retenție de apă și lucrurile astea automat se asociază cu apariția unor complicații extrem de dure, care ar putea să se finalizeze inclusiv cu un deces matern în cazul în care nu se rezolvă cazul la timp. Vorbim despre hipertensiunea indusă de sarcină. Doi, ar fi anumite modificări sau așa numitele patologii ale placentei și trei, sigur că după 20 de săptămâni de sarcină există și pielonefrită gestațională, deci problema renichilor care pentru prima dată a fost sesizată în sarcină și care este o problemă care necesită câteodată inclusiv și antibioticoterapie în sarcină, deci nu este o problemă ca să administrăm un antibiotic în sarcină decât dacă este indicat. Totuși în trimestrul 2 putem să ne așteptăm să apară anumite probleme. Da, sigur. Iată, eu foarte des aud despre diabetul gestațional. Cum se explică asta? O persoană care niciodată nu a avut nicio tangență și niciun istoric în familie se poate trezi anume în sarcină cu problema asta. De la ce apare? De obicei vorbim despre o alimentație nesănătoasă. Deci dacă nu există un istoric de diabet gestațional, de diabet în general în familie, o predispunere către diabet în familie, atunci diabetul gestațional apare în rezultatul unor alimentații incorrecte. Poftelor, da? Pofte. Eu tot timpul am spus și tot timpul indic pacientilor pe care le monitorizez că nu există pofte, există mofturi. Evident, este extrem de important ca pacienta să înțeleagă ce este cel mai sănătos pentru ea ca să mănânce în timpul sarcinii și atunci când îi explici ce este sănătos și care sunt riscurile, inclusiv diabetul gestațional sau hipertensiunea indusă de sarcină, pentru că aceste două patologii se asociază inclusiv cu un adaos în greutate patologic. Și dacă adăugăm prea mult, automat vor da de știre kilogramele prin hipertensiune și diabet gestațional. Cu siguranță, atunci când îi explici riscurile la care se supune atât ea, dar în special copilul, ea revine și încearcă să adopte un regim sănătos de viață.
Da, asta cu siguranță te motivează, mai ales când știi că este vorba și de un copil care crește acolo, de evoluția acestuia, te motivează să mănânci mai sănătos și evident și grija pentru silueta, de ce nu, ca să nu trebuiască după asta să dai jos foarte mult, foarte există mult. Și aici un argument. Trecem la trimestrul 3, care este, da, un pic mai dificil din ce mi-aduc eu aminte din propria experiență, pentru că burtica e mai mare, deja te miști mai greu, care ar fi complicațiile din punct de vedere medical care apar în această perioadă? Sunt aceleași complicații care au fost în trimestrul 2, doar că ele ar putea fi mai grave sau ar putea fi mai ușoare. Deci contează foarte mult aici să abordăm și aspectul fătului. Da? Un făt care este născut în trimestrul 3 are mai mari șanse în cazul în care apar complicații decât un făt născut în trimestrul 2. Dar aceeași hipertensiune de sarcină, diabet gestațional, probleme legate de patologia placentei, acestea sunt cele mai grave dintre patologiile obstetricale cărora le facem față și de care ar trebui să țină cont gravidele. Plus, legate de patologia fătului, în trimestrul 3 tot mai des se confirmă așa numită restricție de creștere intrauterină a fătului. Fătul nu corespunde ca și greutate și ca și talie termenul respectiv. Avem și alți parametri, nu vreau să intru în detalii, dar restricția de creștere intrauterină pentru noi reprezintă de asemenea un criteriu de alarmă, o vigilență maximă, în așa fel încât să nu ratăm un moment esențial în nașterea acestui bebeluș. Adică vorbim că el întârzie un pic în creștere? Sau... Da. Acestea iarăși ar putea fi o patologie care este drept consecință a hipertensiunii induse de sarcini despre care vorbeam, diabetul gestațional, respectiv anumite probleme legate de circulația fetoplacentară, de asemenea se asociază cu restricția de creștere intrauterină. Și dacă vorbim de trimestrul 3, am putea să ne gândim și la faptul că există un risc al nașterilor premature, pentru că de multe ori se întâmplă că o femeie se așteaptă să nască după 36-37, dar poate să nască mai devreme. Și care ar fi cauza că se întâmplă asta? Bine, nașterile premature sunt specifice atât în trimestrul 2 cât și trimestrul 3. Discutăm iarăși despre nașterea prematură ca și o complicație a hipertensiunii gestaționale sau diabetul gestațional sau restricție de creștere intrauterină sau discutăm despre nașterea prematură propriu-zisă. În cazul în care apare nașterea prematură propriu-zisă, ca și factor de bază este insuficiența de progesteron și o a doua cauză ar putea fi așa numită insuficiență ismico-cervicală. Atunci când pacienta în trecut, în istoricul ei familiar, a suportat un avort spontan, două avorturi spontane sau inclusiv în anamneza mamei se confirmă faptul că pacienta respectivă sau mama s-a născut prin naștere prematură, este un criteriu care ne face să fim extrem de vigilanți în așa fel încât să nu radăm o naștere prematură. Deci poate fi și factorul genetic da, aici. Da, sigur. Vreau să vedem dacă în trimestrul 3 există un termen anume după care putem să ne orientăm dacă vorbim de termenul când trebuie să se nască bebelul. Pentru că majoritatea femeilor, cam în jurul a 38 de săptămâni, deja sunt gata să nască. Totuși, există femei care, adică bebelușii, cărora nu se grăbesc să se nască, mai stau, lor le este bine acolo în burtică. Și le încep să-și pună întrebări, merg la medic, încearcă cumva să grăbească acest proces. De ce nu nasc? Toată lumea de ce nu telefonează. Nasc? Când voi naște? Haideți odată să nasc. Și vreau să vedem aproximativ cam care ar fi acest termen până când nu trebuie să facem nimic. Eu tot timpul am spus că noi nu vorbim, eu ca și ginecolog, după anumit criteriu, colegul meu după alt criteriu, noi vorbim într același gând, da? Bazându-ne pe niște date care sunt oferite de către societatea medicală. Și atunci, oriunde în lume se consideră că nașterea la termen este între 37 și 41 de săptămâni. Deci pacienta ar trebui să înțeleagă că intervalul ăsta de timp este dat pentru ca să aibă răbdare, pentru că oricând ar putea să survină naștere. Începând cu 41 de săptămâni apar anumite criterii care ne confirmă modificări la nivel de placentă, ne confirmă dacă este nevoie ca să extragem fătul sau să naștem fătul mai repede sau
tot am putea să mai avem răbdare 2-3 zile, dar până în 42 de săptămâni ar trebui fătul să fie născut. Și de multe ori chiar și la 42 știu cazuri când s-a născut, tot e bine, fără complicații, nu? Adică poate fi și fiziologic cu astfel de întârziere. 42 de săptămâni nu recomandăm pentru Republica Moldova. Deci 41 de săptămâni ar fi un termen în care ar trebui să luăm anumite măsuri. Dacă totul este în regulă la ecografie cu Doppler și nu există modificări din partea placentei, da, noi putem avea răbdare 2-3 zile. În cazul în care apar semne de supramaturare și modificări la nivel de placentă, este un pericol pentru făt și atunci trebuie să naștem. Foarte multe gravide se confruntă în ultimul trimestru, iată, pe ultima sută de metri, cu așa zisa înflarea picioarelor, a corpului. Deci se simt așa greoaie, pentru că există această retenție de apă. Da. Este asta un lucru normal sau iarăși este cumva cauzat de alți factori care poate nu ar trebui să aibă? Bine, noi vorbim în primul și în primul rând de ceea ce mănâncă pacienta. Retenția de apă este favorizată de lipsa de proteină sau de pierdere de proteină. Respectiv, dacă pacienta va respecta un regim sănătos de viață, va mânca proteină, retenția de apă nu va apărea. Al doilea aspect, o retenție de apă este și fiziologică în trimestrul 3 de sarcină, pentru că vorbim despre un volum de sânge circulant care este mărit. Și vorbim despre o compresie a uterului, toți factorii ăștia contribuie la faptul că apare o predispoziție către retenția de apă. Dar gradul prin care se manifestă edemele ne determină să confirmăm, da, este o stare care corespunde cu o stare fiziologică care se acceptă, dar există și edeme care sunt primul clopoțel în apariția hipertensiunii induse de sarcină, deci complicația despre care vă vorbeam, sau a diabetului gestațional. Eu mi-aduc aminte iarăși, din propria experiență, o problemă, în special iarăși în ultimul trimestru, cu somnul, pentru că deja vârtica este mare și nu ți este confortabil nici într-un fel, nici în altul, plus faptul că mergi des noaptea la baie. Ce ar putea să facă femeile? Sau este doar o perioadă pe care trebuie să o treacă? Este o perioadă pe care trebuie să o treacă și noi recomandăm să dormă atunci când pot. Deci dacă nu pot dormi noaptea, dorm ziua, dar toate manifestările astea sunt caracteristice pentru ultimul trimestru de sarcină, sunt determinate inclusiv de anumite modificări la nivelul hormonilor. Este etapa în care organismul femeii se pregătește pentru naștere ca un eveniment deosebit și atunci când ne pregătim pentru un eveniment, nu dormim. Și acum, iată, spre final vreau să venim și cu un gând dumneavoastră, poate să veniți cu un sfat pentru acele femei care se tem de propriu-zis momentul nașterii, pentru că se tem, poate este prima experiență și se tem de această durere sau au o frică. Ce ați putea să le spuneți lor? Nașterea este cel mai frumos eveniment în viața unei femei. Nu se poate compara absolut cu nimic. Greșeala femeilor, cel puțin cu care discut eu foarte des, este faptul că își imaginează că nașterea nu este dureroasă. Literatura și societatea și în general în lume este confirmat faptul că nașterea este unul dintre cele mai dureroase și epuizante momente din viața unei femei, dar este și cel mai frumos, pentru că nimic nu poate fi comparat cu nașterea unui copil, cu aducerea unei noi vieți. Și atunci o ghidare corectă, o conlucrare dintre pacientă și doctor, o pregătire corespunzătoare psihoemoțională va contribui la faptul că nașterea va fi evenimentul mult așteptat și cu un rezultat frumos la sfârșit. Da, așa este. Eu confirm, experiența mea a fost foarte frumoasă, dar și pentru că eu cumva m-am pregătit și informațional și m-am pregătit și emoțional. Corect. M-am așteptat la această durere, pentru că, până la urmă, este o durere fiziologică. Da. Natura ne-a dat toate puterile posibile ca să trecem de aceste momente și când vezi bebelușul, nu mai contează ai nimic. Ai uitat tot. Da. Eu vă mulțumesc tare mult pentru această discuție. Consider că aveți o profesie extrem de nobilă, frumoasă, că aveți parte de acest miracol de a vedea o nouă viață, așa că vă doresc baftă și sănătate în toate. Mulțumesc mult! Numai bine și dumneavoastră! Mulțumesc!